Ne-am întors, doamnelor și domnilor, cu ultimul meci al etapei din Liga 1. Stăm în casă, vedem ce rezultate s-au înregistrat până acum. Viitorul a câștigat cu 4-1 pe terenul lui Gazmetan. Chindia a învins-o pe Botoșan cu 2-1. Victorie la scor de neprezentare pentru Dinamo. Poliaș a câștigat derbiul ultimelor clasate cu Sepsi 5-2, Astra Voluntari surpriza etapei 1-1, FCSB a trecut de Clinceni cu 5-2, iar noi ne pregătim acum de marele derbi al rundei cu numărul 8, Hermannstadt împotriva Universității Craiova. Alexandru Rădulescu, dintre favoriții acestui campionat la câștigarea titlului, 6 victorii, un egal, vreo 7 meciuri, iar Dan Buzărnescu are doar 4 victorii din primele 7 etape, el considerat unul dintre favoriții la titlu în startul de sezon. 4-2-2-2 e formația pe care am văzut-o preferată de Hermannstadt cu Debeliuk și Adrian Bălan, golgheterul sibienilor de până acum. Iar Craiova în același 4-2-3-1 cu Bayram, mijlocaș central ofensiv pe post de număr 10, iar acolo la mijloc un Dan Nistor introdus de curând în primul 11 de către Dan Buzărnescu. Un meci extrem de important pentru ambele echipe. Hermannstadt trebuie să profite de pasul greșit pe care l-a făcut Voluntari cu Astra. În cazul unei victorii o va egala din nou la puncte pe FC Voluntari, în timp ce Craiova, care se situa înaintea etapei pe locul 5 cu 16 puncte, vrea să o prindă din urmă pe Dinamo, care s-a impus cu CFR Cluj. Dinamo și Craiova aveau același număr de puncte înaintea etapei a 8-a. Cum deja suntem în a doua jumătate a sezonului, din ce mai multe calcule vor începe să fie făcute. Iar aici avem un meci mare, oameni buni. Va fi un meci la cel mai înalt nivel. Bayram acum este în viteză. Cel mai probabil vom vedea din nou un meci în care jucătorii nu se vor grăbi și nu vor risca foarte mult. Nu-și permit pași greșiți în această etapă. Iată-l pe Mateiu, Roman, Bărbuț. Justiție foarte bună din partea lui Dan Buzărnescu. Pase rapide, un regim bun de viteză. Bayram la Roman. Roman, gol! Universitatea Craiova deschide scorul. Mihai Roman marchează, autorul acelui super gol din lovitură liberă pe care l-am văzut etapa trecută. Iată-l, un șut foarte bun cu stângul la colțul scurt și Craiova are 1-0. Surpriză până acum. Deși Dan Buzărnescu trebuie luat cel în calcul, Alex Rădulescu e mai bine clasat în ierarhia Ligii 1, dar noi cel puțin ne bucurăm că a început astfel meciul, pentru că ne așteptăm la o partidă foarte spectaculoasă între acești doi jucători extraordinari. Chiar dacă Dan Buzărnescu e destul de departe de primul loc, orgoliul său îl va obliga să încerce cel puțin să câștige meciurile importante pe care le mai dispută în restul sezonului. Plus presiunea, Teo, pe care o are din partea oltenilor. Știm cât de înfocați sunt fanii alb-albaștrilor. Mingea din nou în posesia Craiovei. Este Mihailă. Din nou blocat foarte bine, doi jucători adversi pe lângă ele, este nevoie să trimită în spate. Iar Dan Buzărnescu are controlul meciului până acum. O posesie foarte stabilă. Știe foarte bine cum să țină de balon. Bărbuț la Roman, Dâlbea intervine și să vedem dacă va fi un atac rapid din partea lui Alexandru Rădulescu. Thiago Almeida mă trimite în față, n-a riscat pasa lungă, totuși a fost, iată, o eroare. Dan Nistor pasează înapoi cu calm la Dielna. Alexandru Moțel, foarte calm. Dan Buzărnescu în acest moment trece mingea pe la toți fundașii. Nicușor Bancu greșește însă acolo.
Vodă sprintează, intră în careu, Vodă își întoarce mingea și o dă înapoi lui Bancu. Foarte fair play Vodă la această fază. Un Florin Gardoș mută din nou jocul în dreapta, la Mățel. Ghelna, Bayram. Se demarcă un fotbalist al Craiovei, vorba de Bărbuț, care joacă foarte bine acolo cu Mihai Roman. Pivotul Craiovei a coborât foarte mult pentru a-și ajuta colegii din linia de mijloc. Acum Bayram. Să vedem dacă trece acolo foarte bine, aduce Craiova mingea în careu, Mihăilă. Internațional de tineret al Craiovei, n-are soluții, Bada, un călcâi pentru Roman. Iar acum este șansa sibienilor să plece pe contraatac. Veida, Canistor, creierul de la mijlocul leilor din Bănie, a reușit o intercepție extraordinară. Un transfer de mare succes al Universității, pe o sumă destul de mică, ținând cont de valoarea lui Dan Nistor, dar au profitat oltenii de situația foarte grea de la Dinamo București, situația financiară precară prin care trece clubul. Iar vedem cum Dan Buzănescu, în continuare, este foarte stabil. A pus Alexandru Rădulescu o pauză acolo de mai multe minute, vrea să facă modificări tactice. L-am văzut în timpul meciurilor cum schimbă deseori tactica, dar balonul nu a mai ieșit de minute bune din teren și n-a avut oportunitatea de a face schimbări. Tu, Teo, i-ai mai comentat până acum pe Hermannstadt, l-ai mai văzut vreodată pe Alex Rădulescu să întâmpine pe parcursul acestui campionat dificultăți ca acum? Etapa trecută a fost prima dată când Andu a avut probleme. În general, conducea la pauză de fiecare dată. Acum, cu Viitorul, a fost condus cu 2-0 în prima repriză și am văzut un meci destul de similar. A avut puterea de revenire acolo Alexandru Rădulescu și a izbutit să egaleze. Acum însă joacă cu capitanul echipei naționale de FIFA, dacă a jucat cu Robert Dumitru, care era doar componenta al echipei. Este acum un meci și mai greu pentru el. Să vedem dacă va reuși în a doua repriză să facă modificările necesare pentru a-l surprinde pe Dan Buzărnescu. Vorbeam noi pe parcursul zilei de astăzi de presiunea pe care o au jucătorii odată ce ne apropiem de finalul campionatului. Bară! Ce ratare! Încă o bară! Etapa barelor. Au fost ratări uriașe și dacă l-am fi văzut în aceste momente pe Dan Buzărnescu, l-am văzut vizibil deranjat de această bară, pentru că 2-0 la pauză ar fi fost un scor foarte solid și ar fi pornit de departe cu prima șansă în a doua repriză. Așa, un singur gol diferență contra unui jucător precum Andu lasă loc pentru o repriză a doua care să arate poate altfel. Să vedem ce schimbări vor face cei doi jucători. A modificat depth-ul acolo. Echipa sa va sta mult mai sus în teren. Nu mai are timp să aștepte Hermannstadt. Iar posesia lui Dan Buzănescu obligă pe Andu să extindă jucătorii mai sus în teren. Trebuie să recupereze mai repede. Da, Teo, să iasă la pressing, pentru că am văzut ce presiune punea Dan Buzărnescu. Venea parcă ca un buldozer cu jucătorii Craiovei peste cei lui Hermannstadt. În prima repriză, Mateiu, nu știu dacă a vrut să fie o pasă sau un șut. Da, o greșeală acolo a lui Dan Buzărnescu. În general, jucătorii de FIFA încearcă să trimită către unul dintre atacanții centrali. Acum s-a grăbit puțin Dan și va fi mingea lui Andu, care trebuie să fie mai atent, să-și calculeze mai mult pașii. Nu a ieșit jocul de atac în prima repriză mai deloc. Acum pasează bine Alex Rădulescu, Dâlbea, Adi Bălan, golgheterul acestui campionat, fără șanse de gol, de Beliu! Cred că mingea mângâia bara, nu sunt convins, n-am avut reluarea, dar ar fi fost o nouă bară din multele pe care le-am avut în această etapă. Cel mai periculos atac al lui Alexandru Rădulescu de până acum,
un șut la colțul scurt, o fază care a ieșit etapele trecute, am văzut execuții similare și acum am fi zis că mingea s-ar fi dus în poartă la o primă vedere, dar a avut ceva ghinion aici, probabil a șutat când jucătorul era puțin mai la dreapta porții și șutul se duce în plasa laterală, o ratare mare de tot. Ce îmi place mie că este faptul că jucătorii nu au un stil de abordare cu totul și cu totul diferit față de antrenorii echipelor. Din realitate, remarcam faptul că n-apără Piliacelli la Craiova. Da, toți portarii sunt la același nivel, astfel că diferența acolo probabil nu este foarte relevantă. Aici Dumitriu, mingea a fost trimisă foarte bine, dar a stat perfect. Dan Buzărâscu foarte aproape cu fundașul de jucător de atac de la Hermannstadt. Probabil sunt criterii subiective, iar dacă Dan Buzărnescu este un mare fan al Craiovei, probabil este în continuare puțin supărat pe Piliacelli. Ne aducem cu toții aminte de conflictul pe care italianul l-a avut cu Ultra și Craiovei în urmă cu ceva timp, dar Mirko Piliacelli, unul dintre cei mai buni portari din Liga 1. Revenim la meci, acolo unde Debeliuc se procopsise cu un cadou, dar de care n-a știut să profite. Greșeală uriașă, cea mai mare pe care a făcut-o Universitatea Craiova până acum. Și ca jucător de FIFA ești foarte supărat acolo, în momentul în care nu poți să profiți de o asemenea eroare. Probabil că Andu are dificultăți acum pe finalul de meci, mai ales după ce a ratat și acolo acel șut în plasa laterală. Și mai ales când știi că dacă adversarul tău are parte de un astfel cadou, s-ar putea să nu te ierte. Da, și vor fi puține ocazii pe care le va mai avea Hermannstadt până la final, pentru că Dan Buzărnescu este foarte bun din punct de vedere defensiv. Este un atu destul de mare a său. Opruț. Pasează acum pentru Dumitriu Dâlbea. Încearcă Alex Lădurescu să-și creeze poate unul dintre puținele atacuri pe care le mai are la dispoziție. Almeida este însă acolo, este luată însă fața de către Dielna. Acolo mince, dacă ar fi căzut puțin mai aproape de jucătorul cel de la Hermannstadt, dar ar fi putut trimite Andu în centru și ar fi fost un atac foarte periculos, dar n-a avut ce să facă și vrea să facă din nou modificări tactice, probabil un pressing foarte agresiv pe care vom vedea din partea lui Hermannstadt în finalul de meci. Nici pe Adrian Bălan nu l-am văzut foarte mult în această partidă, un jucător care era un reper ofensiv pentru Hermannstadt. Șut acum în blocaj, mingea apărat de Debeliuc. Din nou, trei adversari în jurul său și s-a grăbit puțin Andu acolo, nu pare în apele sale în această etapă. Nu uitați că la numărul de telefon 8827, textul Liga 1, puteți dona 2 euro și puteți ajuta astfel spitalele cu echipamentele de care au nevoie în lupta împotriva COVID-19. Noi facem și o scurtă pauză acum pentru că se produc câteva modificări tactice. Da, să vedem pe ce tactică va miza Hermannstadt în finalul de meci. Și avem acces doar la tactica lui Alexandru Radulescu. A activat longball-ul, vrea să arunce foarte multe mingi în față. Cu tactica longball, jucătorii se demarcă mult mai mult. Deci vom vedea jucătorii care să avanseze mai rapid spre poarta Craiovei. Și același pressing de care vorbeam mai devreme va presa mult mai mult și probabil va avea inițiativa Hermannstadt în finalul de meci. Iată și depthul acela aproape la maxim, 9 din 10 linii o să fie jucătorii aproape de mijlocul terenului, linia de fundaj va fi aproape de mijlocul terenului.
Îți dai seama cât de frustrant trebuie să fie pentru Alex Rădulescu dacă nu câștigă acest meci, pentru că a făcut un pas greșit Răzvan Puiu cu Fece Voluntari în această etapă și era oportunitatea perfectă să îl egaleze în vârful clasamentului și cele două echipe ar fi fi fost despărțite atunci doar de gol averaj. Mai sunt însă câteva minute din acest meci, poate măcar un punct să obțină Alex Rădulescu cu Hermannstadt. Avea nevoie de punct. Iată Dan Buzărnescu pe contraatac acum cu Constantin. Pierde puțin momentul acolo, mutând în dreapta. Și va fi un nou atac pozițional până la urmă. Mateiu către Nicușor Bancu. Nu forțează Dan Buzărnescu. Este un jucător care știe să își maxeze șansele în astfel de momente. Știi ce să facă pe finalul de meci. Acum poate una dintre ultimele șanse ale Sibiului. Nu este însă în careu. Bălan a rămas undeva în flancul drept. Golgheterul lui Hermannstadt. Ce parad are Marinescu. Poate fi decisivă această intervenție a golkeeperului oltenilor. Tot ce trebuie să facă acum Dan Buzărnescu este să țină mingea departe de propriul careu. Andrei Ivan, deposedată de David Caiado, se dau lupte crâncene acolo. Nu reușește să obțină mingea, care rămâne, se încăpățânează să rămână în teren mingea. Ar fi fost aruncare de la margine pentru Hermannstadt. Și o nouă surpriză. Craiova o învinge pe Hermannstadt, iar în această etapă s-au încurcat ambele clasate, atât FC Voluntari cât și Hermannstadt, dar lider rămâne în continuare FC Voluntari. Noi vom merge să-i ascultăm pe protagoniștii acestui derby, pe Alex Rădulescu de la Hermannstadt și pe Dan Buzărnescu de la Universitatea Craiova.